Regret nespus, domnule de Romeu, că ne-am cunoscut în nefericita împrejurare a duelului cu Diego de la Vega. E un tânăr impulsiv și, recunosc, eu la fel. Ne-am certat și am ajuns pe câmpul luptei pentru onoare. Din fericire, fără consecințe grave. Sper că asta să nu influențeze negativ părerea domniei voastre despre mine, a spus aspirantul la titlul de ginere. Deloc, cavalere. Scopul unui duel este să curețe pata. După ce se luptă, nu rămâne loc de supărare între doi gentilomi, a răspuns amabil Thomas, care nu uitase însă amănuntele evenimentului. La desert, un menjar blanc care aici se făcea atât de dulce că se lipea de dinți, Moncoda a dat glas dorinței sale de a obține mâna Julianei la întoarcerea din călătorie. Thomas observase îndelung și fără a interveni relația ciudată pe care fică sau avea cu tenacele pretendent nu se pricepea să vorbească despre sentimente și nu încercase să se apropie de fiicele sale, treburile femeiești îl intimidau și pentru asta exista nuria. O văzuse pe Juliana mergând de la pe recile coridoare de piatră ale casei, schimbându-și dinții, înălțându-se și trecând peste anii nesărați ai pubertății. Într-o bună zi a văzut-o cu codițe de fetiță și trup de femeie, cu rochia plesnită pe la cusături, iar atunci i-a poruncit Nuriei să-i facă rochii potrivite, să cheme un profesor de dans și să nu o scape din ochi iar acum venea Rafael Moncodă, printre alți cavaleri bine situați, să de nevastă, iar el nu știa ce să spună. O astfel de alianță ar fi fost ideală, orice tată în situația sa ar fi fost mulțumit, dar Moncode nu era simpatic, nu atât pentru convingerile lor ideologice diferite, cât din cauza zvonurilor neliniștitoare care circulau pe seama firii acestuia. Părerea generală era că o căsătorie e o afacere socială și economică, în care sentimentele nu sunt esențiale, ele vin pe parcurs, dar nu era de acord. El se căsătorise din dragoste și fusese fericit, nu putuse să o înlocuiască pe nevastă sa. Juliana gândea la fel, în plus își umplea capul cu romane romantice. Îl oprea respectul pentru fică sa. Ar fi trebuit să o silească să se căsătorească fără dragoste, iar el nu era în stare să îi ceară așa ceva, îi dorea să fie fericită și se îndoia că Moncoda ar fi fost capabil. Trebuia să stea de vorbă cu Juliana, dar nu știa cum, căci era intimidat de frumusețea și calitățile ei. Era mai în largul lui cu Isabel, mult mai accesibilă din cauza imperfecțiunilor sale. Dar afacerea nu mai putea fi amânată, așa că seara i-a comunicat Julianei propunerea lui Moncodă. Ea a ridicat din umer și, fără a-și modifica ritmul împunsăturilor de ac, a comentat că multă lume murea de malarie în antile, așa că nu era cazul să se grăbească să ia o decizie. Diego era fericit. Călătoria rivalului periculos devenea o șansă unică pentru a câștiga teren. Dar fata nu s-a arătat afectată de absența lui Moncodă și nici n-a luat în seamă avansurile lui Diego. Îl trata cu aceeași afecțiune tolerantă și distrată ca de obicei și n-avea nici cea mai mică curiozitate pentru activitățile lui misterioase. Nu impresionau nici poemele lui, în care el vorbea de dinți ca perlele, ochi de smarald și buze de rubin. Ca să stea mai mult cu ea, Diego a mers până acolo că a participat la lecțiile de dans, ajungând chiar un dansator elegant și plăcut o convingea până și pe Nuriu să-și scuture oasele în sunetele unui fandango, nu însă și să pună o vorbă bună pe lângă Juliana, aici buna femeie era la fel de insensibilă ca Isabel. Pentru a atrage atenția femeilor, Diego reteza lumânările cu floreta, atât de precis încât flacăra nici nu se mișca, sau le stingea cu vârful harapnicului. Și a perfecționat trucurile învățate de la Galileo Tempestă și făcea adevărate minuni cu cărțile de joc, făcea acrobații cu torțe aprinse, ieșea fără ajutor dintr-un cufăr închis cu lacătul. Pe urmă a încercat să-și impresioneze iubita cu aventurile lui, inclusiv cele pe care promisese să nu le pomenească în ruptul capului. Într-un moment de slăbiciune, i-a spus de o societate secretă din care făceau parte doar aleși. Ea l-a felicitat, crezând că e vorba de un grup studențesc care umbla pe străzi și cânta romanțe sentimentale. Atitudinea ei nu se explica prin răutate, era incapabilă de așa ceva, nici prin dispreț, îl aprecia mult, ci pur și simplu pentru că plutea în romanele ei. Îl aștepta pe eroul din cărți, cutezător și tragic, care ar fi salvat-o din plictisul cotidian și nici nu-i trecea prin minte că acela ar fi putut fi Diego de la Vega. Cu atât mai puțin Rafael Moncodă. În Spania, situația politică începea să se schimbe. Zilnic era tot mai limpede că războiul se apropia de sfârșit. Eulalia de Cales se pregătea febril pentru acest moment, în timp ce nepotul își vedea de afaceri în străinătate. Malaria nu i-a venit de hack, astfel că în noiembrie 1813 el s-a întors și mai bogat, căci mătușa îi cedase un procent serios din negoțul cu bomboane. Avusese succes în saloanele din Europa și din lumea nouă, îl cunoscuse chiar și pe Thomas Jefferson, căruia i-a sugerat să planteze cacao în Virginia. Imediat ce s-a scuturat de colbul drumului, Moncode i-a trimis vorba lui Thomas de Romeu că intenționa să o curteze din nou pe Juliana. Aștepta de ani întregi și nu admitea încă un răspuns evaziv. Așa că Thomas și-a convocat fica după două ore în bibliotecă, unde și rezolva majoritatea treburilor și își lămurea problemele existențiale, în fața unui pahar cu coniac și i-a transmis mesajul amorezului. Ai ajuns la vârsta măritișului, fata mea. Timpul trece pentru toți. Rafael Moncode e un cavaler serios, iar după moartea mătușii lui va fi unul din oamenii cei mai bogați din Catalonia. Eu nu judec oamenii după situația lor financiară, știi doar, dar mă gândesc la siguranța ta. Căsătoria lipsită de dragoste e mai rea decât moartea pentru o femeie, domnule, căci nu există ieșire. Gândul de a asculta și de a sluji un bărbat e cumplit dacă nu există încredere și dragoste. Astea apar după căsătorie, Juliana. Nu mereu, domnule. În plus, trebuie să ne gândim și la nevoile dumitale și la datoria mea. Cine o să te îngrijească la bătrânețe? Că pe Isabel nu văd. Juliana, pentru Dumnezeu. N-am pretins niciodată că fiicele mele trebuie să aibă grijă de mine la bătrânețe. Eu îmi doresc nepoți și să vă văd aranjate. Nu o să pot muri liniștit dacă nu vă las la adăpost de griji și de nevoi. Nu știu dacă Rafael Moncode e omul potrivit pentru mine, nu-mi imaginez niciun fel de intimitate cu el, a spus ea, înroșindu-se. Așa gândesc toate fetele, copilă. Ce fată cu minte și poate imagina așa ceva? A răspuns el, la fel de jenat. Era un subiect pe care spera să nu-l discute niciodată cu fetele lui. La momentul potrivit, nu i avea pe semne să le explice cele necesare, deși guvernanta era la fel de ignorantă în materie ca și ele. Habar n-avea că Juliana vorbea despre asta cu Agnes Duchamp și aflase destule amănunte din romanele ei de amor. Mai am nevoie de puțin timp ca să mă hotărăsc, domnule. Thomas de Romeu și-a zis că niciodată n-a avusese mai multe nevoie ca acum de răposata lui soție, care ar fi rezolvat lucrurile cu înțelepciune și fermitate, așa cum știu doar mamele. Era sătul de confruntările astea. I-a spus lui Rafael Moncodă că mai dorea o păsuire, iar acesta a acceptat, neavând încotro după care i-a spus Julianei să mediteze bine, iar dacă nu-i dădea un răspuns în două săptămâni, îl accepta pe Moncode și basta. Era ultimul lui cuvânt, a spus, dar glasul lui cam tremura. Între timp, îndelungatul asediu al lui Moncode devenise un fel de pariu, atât în saloanele din lumea bună, cât și în curțile servitorilor se vorbea că fata asta fără titluri sau avere umilea cea mai bună partidă din Barcelona. Dacă fica sa se mai lăsa mult rugată, Thomas de Romeo ar fi ajuns la o înfruntare serioasă cu Moncodă, ar fi amânat însă în continuare lucrurile, în mod sigur, dacă o întâmplare ciudată n-ar fi grăbit deznodământul. În ziua aceea cele două surori plecaseră cu Nurie să dea de pomană, așa cum făceau în prima vineri din lună. În oraș erau 1500 de cerșetori recunoscuți, plus câteva mii de săraci pe care nu se ostenise nimeni să-i contabilizeze. De 5 ani încoace, în aceeași zi și la aceeași oră, flancată de silueta țeapăna a guvernantei, Giuliana făcea turul caselor de caritate. Din bună cuvință și pentru a nu jigni prin ostentație, se acopereau din cap până în picioare cu mantile închise la culoare și străbăteau cartierul pe jos. Jordi le aștepta cu trăsura într-o piață din apropiere, consolându-se cu sticla de băutură. Expediția le mânca toată seara, căci după ce ajutau săracii se duceau și la măicuțele care aveau grijă de spitale. Anul acesta începuse să vină și Isabel cu ele, care la cei 15 ani a ei era potrivită pentru practicarea milei, în loc să-l spioneze pe Diego și să se dueleze cu ea însă și în fața oglinzii, cum zicea Nuria. Erau silite să străbată străduțe înguste din cartiere atât de mizere, încât nici pisicile nu se jucau acolo, de teamă să nu fie vânate și vândute pe post de iepuri. Juliana răbda cu stoicism și eroism, însă Isabel mai avea puțin și ei se făcea rău, nu doar de groaza plăgilor și furunculelor, a zdrențelor și cârjelor, a gurilor edentate și a nărilor roase de sifilis ale gloatei nefericite, dar și pentru că forma asta de caritate îi se părea o jocură. Socotea că banii din punga Julianei erau o picătură într-un ocean pentru mizeria nesfârșită. Dar e mai mult decât nimic, replica sora sa își începuse răturul de jumătate de oră și fuseseră la un singur orfelinat când, ajungând la un colț de stradă, le-au ieșit în cale trei bărbați care arătau numai buni de spânzurat. Nici ochii nu li se vedeau, căci purtau pălării mari trase până la sprâncene și fulare legate peste obraz. În ciuda interdicției oficiale de a nu purta mantie, cel mai înalt dintre ei era învăluit într-o capă. Era ceasul letargic al siestei, când pe străzi nu era mai nimeni. Pe de o parte, străduța era flancată de zidurile groase ale unei biserici și ale unei mănăstiri și nu aveau nicio ieșire. Nuriu a început să țipe speriată, dar un pumn în plină figură a trântit-o la pământ și a amuzăm-o. încerca să-și ascundă punga cu bani, în timp de Isabel se uita în toate părțile după ajutor. Unul dintre bandiți i-a punga Julianei, altul se pregătea să-i rupă de la gât colierul de Pearl, când s-a auzit tropot de cal. Isabel a urlat că toți ne-au după ajutor, iar o clipă mai târziu apărea în mod providențial nimeni altul decât Rafael Moncoda. Într-un oraș atât de populat, apariția lui ținea de miracol. Ea a fost de ajuns o privire ca să evalueze situația, să-și scoată sabia din teacă și să se repeadă la bandiți. Doi dintre ei aveau deja în mână pumnale încovoiate, dar hotărârea lui Moncodă și două lovituri date cu ambele mâini i-au făcut să ezite. Călare pe măsar, părea uriaș și nobil, cu cizmele negre cu pinteni de argint, cu pantalonii albi și strâmți, haina de catifea verde închis tivită cu astrahan și sabia strălucitoare cu gardă rotundă de aur. Ar fi putut să-i căsăpească el pe mai mulți, dar parcă prefera doar să-i intimideze. Cu un zâmbet croat pe buze și spada scânteind în aer, parcă era personajul central dintr-un tablou cu subiect războinic. Bandiții găfâiau, el îi împungea de sus nelăsându-i în pace. Calul, întărâtat de luptă, S-a ridicat în două picioare, gata să-și dea călărețul jos Dar Moncoda s-a ținut bine Parcă era un dans straniu și violent La mijloc între pumnale, Bidiviul se răsucea în loc și necheza de frică În timp ce Moncoda cu o mână îl strunea Iar cu cealaltă mână ia arma, ținând bandiții la respect Țipetelor lui Izebel li s-au adăugat cele ale Nunei Iar în curând pe stradă au apărut oameni care, văzând scânteierea armelor Au rămas la distanță un băietan a fugit să aducă garda, dar slabă speranță să ajungă la timp. Izabel a profitat de zăpăceală ca să-i smulgă punga hoțului cu mantie, apoi a înșfăcat-o pe sore sa de o aripă și pe de alta ca să fugă de acolo, dar n-a fost chip, cele două parcă erau stane de piatră. Înfruntarea n-a ținut mai mult de două minute, care au trecut încet ca un coșmar. În cele din urmă, Moncode i-a zburat pumnalul unuia, astfel că cei trei bandiți au ajuns la concluzia că fuga era mai sănătoasă. Cavalerul a schițat gestul de a-i urmări, însă văzând în ce stare erau femeile, a desclecat să le ajute. O pată roșie ei se lățea pe albul pantalonului. Juliana a dat fuga să îi se refugieze în brațe, tremurând ca un iepuraș. Sunteți rănit! A țipat, dând cu ochii de sângele de pe picior. A, e doar o zgârietură. Erau prea multe emoții pentru biata fată. Privirea ei s-a împăienjenit, genunchii ei s-au muiat, dar brațele atente ale lui Moncoda au prins-o înainte să cadă. Nerăbdătoare, Isabel a spus că asta mai lipsea, să leșine soră sa. Moncoda s-a făcut că n-au deși, șchiopătând ușor, a dus-o pe Juliana în brațe până în piață. În urma lui veneau Nuria și Isabel, ducând calul de căpăstruși înconjurate de mulțimea de gură cască, fiecare avea o versiune personală asupra celor petrecute și voia să aibă ultimul cuvânt. Văzând procesiunea, Georgia a coborât de pe capră și l-a ajutat pe Moncoda să o pună pe Juliana în trăsură. Mulțimea adunată a izbucnit în aplauze, rar puteai vedea o scenă atât de dâncuijotescă și romantică pe străzile Barcelonei, avea un subiect de discuție pentru mai multe zile. După 20 de minute, Jordi intra în curtea casei de Romeo, urmat de Monco de călare. Juliana plângea de nervi, Nuria și număra cu limba dinții rămași în gură, iar Isabel arunca scântei ținând punga strâns. Thomas de Romeo nu era omul care să se lase impresionat de titluri nobiliare, fiind de părere că nobilimea trebuia ștearse de pe fața pământului și nici de averea lui Moncodă, căci banii nu-l interesau din cale afară, dar a fost mișcat până la lacrimi aflând că acest cavaler, pe care Juliana îl tratase cu atâta indiferență, își riscase viața ca să apere fetele de un rău ireparabil. Deși ateu, a fost de acord cu Nurie că doar providența divină îl trimisese pe Moncodă la timp ca să le salveze. A insistat ca eroul zilei să se odihnească și l-a trimis pe Jordi după doctor, dar eroul s-a retras discret. Nu părea să sufere de pe urma rănii, avea doar o respirație mai agitată. Cu toții au fost de acord că sângele lui rece era la fel de admirabil ca și curajul de care dăduse dovadă în fața pericolului. Doare Zebel nu s-a arătat recunoscătoare. În loc să se alăture entuziasmului general al celorlalți și a permis niște plescăituri disprețuitoare prost primite, tatăl ei i a poruncit să se ducă la ea în cameră și să nu iasă de acolo până nu-și cerea iertare pentru nerușinarea ei. Silindu-se să fie răbdător, Diego a trebuit să audă din gura Julianei relatarea amănunțită a atacului, plus speculațiile asupra celor ce s-ar fi putut întâmpla dacă salvatorul n-ar fi apărut la timp. Niciodată nu trecuse ea printr-un asemenea pericol, în ochii ei figura lui Rafael Moncoda a crescut, împodobită cu virtuți nevăzute până atunci, era puternic și chipeș, avea mâini elegante și păr des și ondulat. Un bărbat cu păr frumos are multe de câștigat în viață. I s-a părut brusc că semăna cu toreadorul cel mai popular din Spania, un cordobez cu picioare lungi și ochi de foc. Nu era deloc rău ca pretendent, a conchis ea. Dar evenimentul cel cumplit îi urcase temperatura, așa că s-a adus la culcare. Doctorul a trebuit să o sedeze, după ce i-a administrat extract de arnic în uriei, căreia i se umflase capul precum un bostan. Neavând prin urmare ocazia să o vadă pe Juliană la cină, Diego s-a retras și el în odeile sale, unde el aștepta Bernardo. Din decență, fetele n-aveau voie să vină acolo, singura excepție fusese în perioada convalescenței după duel, însă Isabel nu prea lua în seamă interdicția, la fel cum nu asculta întru totul de pedepsele pe care îi le impunea tatăl ei. Astfel că în loc să se închidă în camera ei, a apărut în dormitorul băieților, fără să bată la ușă, ca de obicei. De ce nu bați la ușă? Într-o zi, o să mă găsești în pielea goală, a certat-o Diego. Nu cred că o să rămân cu o amintire de neșters s-a așezat pe marginea patului lui Diego, cu mutra cuiva care știe ceva și așteaptă să fie rugat să spună, însă el n-avea de gând să cedeze, iar Bernardo era ocupat să facă noduri la o sfoară. A trecut un minut lung, după care ea n-a mai rezistat și a declarat, în limbajul colorat pe care îl folosea când nu e nu era de față, că dacă sora sa nu-l bănuia pe moncodă, pe semne că era proastă ca un cor. Toată afacerea mirosea a pește stricat, căci unul dintre cei trei bandiți era Rodolfo, uriașul de la circ. Diego a sărit cât colo, Bernardo a lăsat din mână sfoara cu noduri. Ești sigură? Păi n-ai zis că ticăloșii aveau fețele acoperite? Ba da. Iar ăsta purta și o mantie, dar era enorm și când i-am smuls punga am văzut că avea brațele tatuate. Putea fi marinar. Mulți marinari au tatuaje, Isabel. Erau exact tatuajele uriașului de la circ. Diego, nu-mi cape nicio îndoială, așa că-i face bine să mă crezi. De aici și până la a deduce că țiganii de la circ erau implicați nu era decât un pas, pe care băieții l-au făcut imediat. Știau de mult că Peileo și amicii lui făceau tot felul de treburi murdare pentru Moncodă, dar nu puteau dovedi. Nu deschiseseră niciodată subiectul cu el, Peileo era oricum un tip secretos și n-ar fi recunoscut nimic. Nici Amalia nu marșa la întrebările ocolitoare ale lui Diego. Chiar și în clipele de intimitate, secretele familiei erau păstrate. Așa că, fără nicio dovadă concretă și fără a-și legăturile ascunse cu tribul țigănesc, Diego nu-i putea spune nimic lui Thomas de Romeu, totuși s-a hotărât să intervină. Isabel avea dreptate, nu trebuia ca Juliana să se mărite cu Moncodă dintr-o gratitudine neîntemeiată. A doua zi, au convins-o pe Juliana să părăsească patul, să se potolească și să meargă cu ei în locul în care Amalia ghicea trecătorilor norocul în palmă. Ea însoțit și Nuria, era doar de datoria ei, cu toate că arăta și mai rău, un obraz era vânăt, iar pleoapele atât de umflate, ca ai fi zis că era broască. Au găsit-o pe Amalia în mai puțin de jumătate de oră. În timp ce femeile așteptau între sură, Diego a implorat-o, cu o elocință pe care nu și-o cunoștea nici el, să o salveze pe Juliană de la o soartă crudă. Doar un cuvânt de altă o poate evita tragedia unei căsnici fără dragoste între o fată inocentă și un om lipsit de inimă. Trebuie să-i spui adevărul. Nu știu despre ce vorbești. Baști, atacatorii erau din șatrăta. ta. Unul din ei era Rodolfo. Cred că Moncodă a pregătit toată tărășenia ca să apară în fața fetelor ca un erou. Era totul aranjat, așa ei. Ești îndrăgostit de ea? A întrebat Amalia fără răutate. Ofuscat, Diego a recunoscut. Femeia i-a luat mâinile și le-a cercetat cu un zâmbet enigmatic, după care și-a dat un deget cu salivă și i-a trasat semnul crucii pe palme. Ce faci? Mă blestem cumva, Fac o prevestire, n-ai să te căsătorești nici când cu ea. Vrei să spui că o să se mărite cu mă încodă? Asta nu știu. Am să fac ce mi-ai cerut, dar să nu-ți faci iluzii, ea trebuie să-și urmeze soarta, ca și tine, iar nimic din ce aș zice eu nu poate să schimbe ceea ce e scris în stele. Amalia s-a urcat în trăsură, a salutat-o cu un gest pe Isabel, pe care o văzuse pe când venea cu băieții la circ și s-a așezat în fața Julianei. Nuria, îngrozită, își ținea respirația, convinsă că țiganii erau urmașii lui Kane și hoți profesioniști. Juliana le-a rugat pe cele două să coboare și să o lase singură. Ele s-au dat jos cam fără chef, apoi cele două femei s-au observat o vreme reciproc. Amalia a cercetat-o atent, trăsături clasice încadrate de bucle negre, ochi verzi de pisică, gât fin, capă și pălărie de blană, botine elegante din piele de căprioară. La rândul ei, Juliana o privea la fel de curios, căci nu o văzuse niciodată de aproape. Dacă l-ar fi iubit pe Diego, instinctul i-ar fi spus că era vorba de o rivală, numai că ideea asta nici nu-i trecuse prin minte. i au plăcut mirosul ei de fum, chipul cu pomeții marcați, fustele largi și brățările de argint zângănitoare. I se părea frumoasă. Într-un impuls și a scos mânușile și i-a luat mâinile. Îți mulțumesc că stai de vorbă cu mine, a rostit cu simplitate. Dezarmată de spontaneitatea ei, Amalia s-a hotărât să încalce legea fundamentală a poporului ei, să nu te încrezi niciodată într-un gadje, cu atât mai mult dacă asta poate pune în pericol viața clanului. Așa că în cuvinte puține i-a mărturisit că, într-adevăr, atacul fusese pus la cale, că nici ea, nici sora sa nu fusese ră în pericol nicio clipă, că pata de pe pantalonul lui Moncode nu provenea de la Orana, ci de la un maț umplut cu sânge de găină că unii bărbați din trib făceau uneori diverse treburi pentru Moncodă, de obicei nu era vorba de lucruri grave, arareori fusese vorba de ceva serios, de exemplu tâlhărirea contelui Orlov. Nu suntem criminali, a spus Amalia, adăugând că îi părea rău și nu i fusese agresați, căci violența era interzisă în șatra ei. Lovitura de grație a fost că a informat-o că ei era cel care cânta serenadele, pentru că Moncodă era afon ca o rață. Juliana a ascultat toate astea fără un cuvânt s-au despărțit cu un gest, Amalia s-a dat jos și atunci Juliana a izbucnit în plâns. În aceeași seară, Thomas de Romeul îl primea formal pe Rafael Moncodă, care îl anunțase printr-un bilet că și revenise după sângele pierdut și dorea să o salute pe Juliana. De dimineață, un lacheu adusese un buchet de flori pentru ea și o cutie cu alviță cu migdale pentru Isabel, atenții delicate și deloc ostentative, după cum a constatat Thomas plăcut impresionat. Moncoda s-a prezentat impecabil de elegant și sprijinindu-se într-un baston. Thomas l-a primit în salonul principal, desprăfuit în cinstea viitorului ginere și i-a oferit un pahar de Xeres, după care i-a mulțumit încă o dată. Apoi a trimis după fiicele sale. Juliana a apărut palidă și îmbrăcată aproape monahal, deloc potrivit pentru o ocazie atât de importantă. Isabel, cu o arzători și un rictus batjocoritor, o ținea atât de strâns de un braț ca ai fi zis că o trage cu forța. Rafael Moncoda a pus paloarea Julianei pe seama nervilor. E și normal, după agresiunea îngrozitoare. A apucat să spună. Dar ea l-a întrerupt ca să-l anunțe, cu glas tremurător dar voință de fier, că n-avea să se mărite cu el nici moartă. După refuzul categoric al Julianei, Rafael Moncoda s-a retras livid, dar ne pierzându și bunele maniere. În cei 27 de ani ai să-i se lovise de câteva piedici, dar niciodată de un eșec total n-avea de gând să se dea bătut, mai avea aturi în mânecă, doar de aia avea poziție socială, avere și relații. Nu o întrebase pe Juliana care îi erau motivele, căci intuiția îi spunea că ceva ieșise prost în strategia pusă la cale. Pe semne că ea știa ceva și el nu putea risca să fie dat în vileag. Dacă Juliana bănuia că atacul fusese o farsă, exista o singură explicație, pe ileo. Nu credea că omul îl trădase, n-ar fi câștigat nimic cu asta, dar poate făcuse o indiscreție. Secretele n-aveau viață lungă, servitorii constituiau o rețea informativă mult mai eficientă decât cea a spionilor francezi din la Ciudadela. Ar fi fost de ajuns un comentariu ne la locul său al cuiva implicat în afacere pentru a ajunge la urechile Julianei. Se folosise de țigani în mai multe rânduri, tocmai pentru că erau nomazi, veneau și plecau fără să se lege de nimeni din afara șatrei, naveau aveau prieteni și cunoștințe în Barcelona și erau discreți. Cât timp fusese plecat, pierduse contactul cu Peileo și se simțea chiar ușurat, contactul cu acești oameni îl incomoda. La întoarcere, crezuse că putea face tabiul rasa, să dea uitării micile păcate ale trecutului și să o ia de la început, departe de lumea subterană a răutăților plătite, dar intenția de regenerare nu a durat decât câteva zile. Când Juliana i-a cerut încă o amânare de două săptămâni, Moncoda a avut o reacție de panică, lucru rar la el, care se lăuda că poate stăpâni chiar și monștrii din coșmaruri. Cât fusese plecat, îi scrisese mai multe scrisori, la care nu primise răspuns. Își spusese că nu scria din timiditate, căci la o vârstă la care altele sunt de acum mame, Juliana se purta ca o novice. În ochii lui, inocența asta era calitatea cea mai mare a tinerei, avea garanția că, atunci când îi s-ar fi dăruit, ar fi făcut-o fără rezerve. Însă siguranța asta s-a clătinat la noua amânare cerută de ea, iar atunci și-a zis că era cazul să facă presiuni o acțiune romantică, exact ca în cărțile pe care le citea cu atâta plăcere, ar fi fost lucrul cel mai potrivit, dar nu putea aștepta o astfel de ocazie, trebuia să o grăbească. Ar fi obținut ce dorea fără să facă nimănui niciun rău, și nici nu era o păcăleală, căci dacă Juliana sau orice doamnă ar fi fost atacată de bandiți, i-ar fi sărit fără ezitare în ajutor. Firește, lui Leon nu i-a expus toate argumentele, i-a zis doar ce să facă, iar el i-a îndeplinit ordinele scena pusă la cale cu țiganii a durat mai puțin decât plănuise, căci au luat-o la sănătoasa de frică să nu fie răniți. Așa că n-a avut ocazia să se împăuneze în toată splendoarea dramatică pe care o gândise, fapt pentru care s-a tocmit cu Peileiou la preț. Până la urmă Peileiou a acceptat o plată mai mică, dar mă încolo a rămas cu un gust amar. Omul știa prea multe și poate ar fi fost tentat să-l șantajeze. Ar fi fost mai bine ca unul de teapa lui, fără lege și morală, să nu-l poată avea la mână trebuia să scape urgent de el și de tot tribul. La rândul său, Bernardo cunoștea bine genul de bârfe de care se temeau oamenii din clasa lui Moncoda. Cu tăcerea lui de mut, cu aerul de indian de și cu disponibilitatea de a-i ajuta pe alții, își câștigase multe prietenii, vânzători la piață, hamal din port, meșteșugari din mahalale, viziti, lachei și servitori din casele celor bogați. Memoria sa prodigioasă și compartimentată ca o arhivă uriașă în magazina informații, le păstra în ordine, gata pentru a sluji la momentul potrivit. Îl cunoscuse pe Joanet, unul din servitorii lui Moncodă, în curtea conacului Eulalia de Cales, în seara în care Moncodă îl lovise cu bastonul. Dar în arhiva sa, seara cu pricina nu era păstrată din cauza bătăi, ci din cauza că tot atunci fusese atacat contele Orlov. A rămas în legătură cu Joanet ca să-l țină sub observație pe Moncodă. Omul era un nătărău care detesta orice om care nu era catalan, însă îl tolera pe Bernardo pentru că nu îl întrerupea și pentru că era botezat. După ce Amalia recunoscuse legăturile lui Moncodă cu țiganii, Bernardo a vrut să afle mai multe despre el. Ea a făcut o vizită lui Joanet, ducându-i în dar o sticlă din cel mai bun coniac al lui Thomas de Romeu, șterpelită de Isabel, căreia îi spusese că era pentru o cauză bună. Omul n-avea nevoie de alcool ca să-și dea drumul la limbă, dar s-a arătat recunoscător și nu după mult timp îi povestea ultimele noutăți, tocmai dusese o misivă de la stăpânul său șefului militar al Ciudadelei, prin care a acuzat tribul romilor că aduseseră arme de contrabandă în oraș și conspirau împotriva guvernului. Țiganii sunt blestemați pe vecie, pentru că au făcut cu ele pentru crucea lui Hristos. Merită să fie arși pe rug fără milă, părerea mea, a grăit Ioanet. Bernardo știa unde poate fi găsit Diego la ora aceea, drept care s-a îndreptat fără să stea pe gânduri spre periferia Barcelonei, acolo unde țiganii își aveau corturile jerpelite și căruțele hodorogite. În cei trei ani de când stăteau acolo, tabăra ajunsese să fie un adevărat sat de cârpe. Diego de la Vega nu renodase amorul cu Amalia, pentru că ea se temea să nu-i piară norocul. Scăpase de execuția francezilor, dovadă clară că spiritul lui Ramon vegea de pe lumea cealaltă. Nu avea de gând să-l supere culcându-se cu tânărul Gage. În plus, tânărul îi mărturisise că o iubea pe Juliana, așa că ambii ar fi înșelat pe cineva. Exact cum Bernardo se aștepta, Diego venise să-și ajute prietenii să pregătească marele corp pentru reprezentația de duminică, de data asta nu într-o piață, ci chiar acolo. Avea un răgaz de câteva ceasuri, căci spectacolul începea la patru după masa. L-a găsit împreună cu alții, întinzând frânghii și cântând un cântec învățat de la marinarii de pe Madrei de Dios. Îl simțise de departe și el aștepta. Nici n-a fost nevoie să vadă expresia chipului tăcut al fratelui său de lapte ca să știe că era de rău. Zâmbetul eternii s-a șters aflând notățile de la Joanet. Imediat, i-a adunat pe țigani. Dacă informația e sigură, sunteți într-un mare pericol, chiar mă întreb de ce n-au venit încă să vă aresteze. Precis cor să vină la spectacol, când o să fim aici cu toții și o să fie și public. Franțujilor le place să dea pedepse exemplare, asta ține lumea înfricoșată, iar noi suntem tocmai potriviți, a spus Rodolfo. Au adunat copiii și animalele în tăcere, apoi, cu iuțeala care venea după secole de persecuții și viață rătăcitoare și au strâns în boccele lucrurile necesare, s-au urcat pe cai și în mai puțin de jumătate de oră s-au făcut nevăzuți pe drumul care ducea în munți. La plecare, Diego le-a spus să trimită a doua zi pe cineva la catedrala din cartierul vechi. O să am ceva pentru voi, le-a spus, adăugând că va încerca să-i rețină cât mai mult pe soldați pentru ca ei să poată fugi. În urma lor au rămas tabăra pustie, cortul circului, căruțele fără cai, sălașurile părăsite și o grămadă de saltele și zdrențe. Diego și Bernardo, cu pălării de paiațe pe cap și bătând toba, au parcurs străzile chemând lumea la circ. Nu după mult timp, se adunase destul public sub cort Fluierături nerăbdătoare l-au întâmpinat pe Diego, care și-a făcut apariția în arenă costumat în Zorro, cu mască și mustăți, aruncând în sus trei torțe aprinse pe care le prindea în zbor și le trecea printre picioare sau peste umăr și le arunca iar. Publicul nu părea impresionat. Bernardo a luat torțele, iar Diego a cerut un voluntar pentru un truc senzațional, după cum a declarat. Un marinar zdravăn și sfidător s-a apropiat și, urmând instrucțiunile, s-a așezat la cinci pași de Diego cu o țigară de foi între buze. S-a auzit plesnitura harapnicului, apoi vârful și-a atins ținta. Auzindu-l atât de aproape, omul s-a înroșit de furie, dar apoi, când Havana a zburat fără ca el să simtă vreo atingere, a izbucnit în râs repede imitat de spectatori.